Salut, Scorpioni! Voi face citirea pentru luna noiembrie 2024. Vor fi, de fapt, două citiri. Una cu piatra verde, da? Și cealaltă este cu piatra gri. Voi începe cu cele cu piatra verde. Pe celelalte o să le pun în așteptare aici. Deci vom începe pentru cei care au ales piatra verde. Uitați. Scorpioni, cei care aveți ascendentul, zodia Scorpion și femeile chiar luna plină în Scorpion. Și iată, am să o las aici. Sau să se vadă cumva așa. Aveți aici un rege de bâte, vorbind de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, care poate să aducă o veste. El arată dorință de dreptate, de libertate, de aventură și o femeie cu ascendent zodie în vărsător, care s-ar putea să aducă înscrisuri falsificate, vorbe duse de colo-colo, inspecții. Deci, o prințesă de spade, o regină de cupe, cu sentimente, sensibilitate, preocupată de trecut, de strămoșii ei și este o femeie schimbătoare. Deci, am zis, când avem aceste femei, gândiți-vă și la bârfă, scorpionii, și aceste aspecte între două femei care s-ar putea să se bârfească, să se certe între ele, aveți un 5 de monede, o pierdere, deci nu puteți recupera acești bani, nu reprezintă o plată sau ceva, reprezintă efectiv o pierdere. Un 8 de monede poate să reprezinte o situație în care cineva vă contestă munca, sunteți o persoană ordonată, munciți foarte mult, dar nu puteți face nimic legat de contestarea muncii voastre și aveți familia alături acest 10 de cupe. Arată că familia este alături de voi în această situație, în această lună noiembrie. Răspunsul la întrebare. Ce poate să schimbe această întrebare? Deci, ce poate să aducă schimbări? Viitorul pentru voi, la început, primele zile, trecutul, prezentul, viitorul în general, așa cum sunteți voi, mediul vostru, speranțele voastre, un 2 de monede, rezultatul final, nebunul, 4 de cupe și prințul de bute. Voi începe cu răspunsul pe care îl primiți. Răspunsul este legat de acest roata norocului, da? Deci o vedeți, această femeie desenează această roata norocului și ea își dorește noroc, dar niciodată nu veți ști dacă această roată se va roti în avantajul vostru sau nu. Bine este să încercați să vă apropiați acest noroc, adică să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat. Să căutați dreptatea și veți primi cheia puterii, dacă sunteți perseverenți în această atitudine. Și unul poate să aducă, în primul rând, această dorință de început.
de inițiative noi, să fiți individualiști, independenți, să aveți vitalitate, să căutați autoafirmarea și să vedem ce putem răspunde despre norocul, ce noroc vreți să aveți. Și iată că apare legat de iubire. Vorbim de un paș de cupe, vorbim de iubire. Pentru voi vă gândiți la acest iubire, poate să fie sau o situație în care sunteți bârfiți, mințiți și v-ați dori această iubire și să nu mai fiți bârfiți, mințiți. Aveți o ceacră legată de ceacra primară, legată de pământ, deci o ceacră care vă face legătura cu pământul, vă ajută să, această legătură cu pământul vă ajută să vă protejați, să aveți instincte de protecție, de securitate, de supraviețuire, de deci posibilitatea să vă acumulați energie și stabilitate prin această împământare. Nu ne gândim decât la, să zicem, această legătură între noi și pământ. Deci poate să reprezinte ieșirea în natură, petrecerea timpului în natură sau poate să reprezinte chiar mersul pe iarbă, cu picioarele goale, bineînțeles. Împărăteasa, ea aduce suveranitate, aduce autoritate, dar este totuși o persoană care poate să vă aducă fertilitate, vorbim de Venus, de mica benefică, care să vă aducă fertilitate, abundență, dar întotdeauna această împărăteasă vă spune că trebuie să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, fiindcă e deja îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția oamenilor. Și iată, aveți o alegere, vorbim de un 3 la împărăteasă, deci de un început, de sentimente, de dăruire, de bunăvoință, de iertare, de sacrificii, de creativitate. Este un aspect al mamei, în primul rând, al soției și începerea unui nou ciclu. Dar aveți acest 6 care vine ca o explicație, este vorba de o alegere, o alegere între bine și rău, o alegere între virtute și vicii, o alegere între un lanț de flori și un lanț de fier. Sfatul este alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai bine în timp decât un lanț de fier. Aveți aici o ceacră a inimii, este un lotus cu de culoare verde, cu 12 petale verzi. Este situat în zona pieptului și arată un echilibru între sentimente, emoții și relații care să vă ducă la iubire, la armonie, la înțelegere, la echilibru emoțional, la puritate, la unitate, inteligență, iertare, bunătate, dar și este un simbol al creșterii, al regenerării, al vindecării. Și acest 6 poate să arate liberul arbitru al vostru, deci vi se dă acest liber arbitru al vostru prin această inițiativă a împărătesei. Poate să fie și o persoană care are un aspect important pe Venus și să vă dea această șansă să faceți o alegere. Vorbim de asul de bâte, deci până la el, haideți să-l iau pe ăsta la altul, vorbim de începutul lunii, deci cum începeți luna.
Începeți luna cu un 7 de bâte. Aveți cam tot ce vă trebuie pentru a înlătura obstacolele și pentru a obține ceea ce v-ați propus. Și acest aspect vine cu soarele. Soarele arată dorința de fericire, de abundență, de căldură. Soarele întotdeauna trebuie păstrat în sanctuarul inimii voastre, fiindcă soarele este foarte sensibil la invidie, la răutatea oamenilor și poate să ofere, să întrețină viața atâta timp cât are ce evapora, dar poate să și distrugă viața când nu mai are ce evapora. 19 poate să reprezinte o dată de 19, când va trebui să vă folosiți energia și puterea și să vă asumați responsabilități, această energie și putere care vine din această chakra a plexului solar. Și vorbim de inițiativă, de început, de independență, obținerea independenței, de perfecțiune, de putere, de o persoană hotărâtă să obțină ceea ce își dorește. Acesta este începutul lunii. Trecutul este reprezentat de un as de bâte. Vorbim de o relație, un proiect nou, călătorii pe care vi le-ați programat, deci în trecut. Deci sunt proiecte pe care voi le-ați început, sunt mai vechi aceste proiecte. Și iată, aceste proiecte sunt legate și de ieșirea din stagnare, fiindcă aici apare un aspect legat de stagnare, unde voi puteți să ieșiți din această stagnare dacă mergeți cu curaj, hotărâre și vă puteți impune voința printr-un triumf dacă vă cunoașteți drepturile și datoriile voastre. Vorbim de un 7. Poate fi data de 7, o dată de 7 când veți face eforturi pentru triumful asupra blocajelor. Și această chakră, care este o chakră a plexului solar situată în este chakra gâtului, este chakra care este legată de glanda tiroidă și este legată de un echilibru în sănătate, fiindcă glanda tiroidă realizează acest echilibru în sănătate de asumarea unor responsabilități. Prezentul pentru voi, prezentul este reprezentat de acest turn, deci în prezent ceva se dărâmă. Fie că este vorba de o creativitate, de un proiect pe care l-ați început, ați muncit la el, l-ați construit, dar l-ați construit pe nisipuri mișcătoare și acum vedeți că acest proiect îl pierdeți. Și trebuie să încercați să reconstruiți totul după o perioadă de stagnare, după ce vedeți greșelile, imprudențele, fiindcă acest fulger al lui Marte dărâmă turnul, vă aruncă jos din turn, vedeți că aceste personaje sunt aruncate jos din turn, dar veniți cu picioarele pe pământ, vedeți realitatea și atunci puteți să corectați ceva după o perioadă de stagnare. Să vedem ce este legat de acest turn, ce se întâmplă cu acest turn. Iată, turnul este legat de o agresivitate, de un prinț de spade, vorbind de un bărbat cu ascendent în zodie în gemeni sau un vărsător, o acțiune a unui vărsător, o acțiune care este foarte agresivă, o acțiune care s-ar putea să vă rănească, el vrea să obține neapărat ceea ce consideră că este al lui. Are o chakra a inimii, deci vorbim de lotusul cu 12 petale verzi, vorbim de un echilibru între sentimente, emoții și relații,
un echilibru care să vă aducă iubire, armonie, înțelegere, înțelepciune, echilibru emoțional, dar și o creștere, o regenerare, o vindecare. Aveți aici numărul de 16. Poate fi vorba de data de 16, când veți avea acest pericol, dezastru, catastrofă, izolare, tristețe. Viitorul este legat de munca voastră. O muncă susținută, munciți foarte mult, eforturi pe care le faceți, 10 de bâte. Deci dă un aspect foarte mult legat de seriozitate, de muncă și de acest paj de monede, care își dorește foarte mulți bani. Acestea puteți să fiți și voi, care să vă doriți bani, să vă doriți o creștere, o dezvoltare. Aveți aici o ceacră principală care este legată de zona perinală și arată că puteți să vă împământați, puteți să vă conectați la pământ, astfel încât la energia pământului, astfel încât să puteți primi acea energie care să vă dea stabilitate, siguranță, securitate, protecție. Așa cum sunteți voi. Păi, voi aveți aici schimbarea, lumea. În data de 21, voi o să luați o schimbare în atitudinea voastră, în aspectul vostru. Această schimbare, dacă observați, această femeie este înconjurată de un șarpe cosmic, deci are o protecție cosmică. Ea își permite să danseze într-un echilibru sub această protecție și să își schimbe ideile, gândirea, mentalul, energia, vitalitatea, creativitatea și chiar sentimentele, emoțiile. Deci vorbim de 21, o dată de 21 când voi puteți să începeți ceva. Puteți să vă folosiți de iertare, de bunăvoință, de renunțare, de sacrificii, de iertare și este un ciclu nou pe care puteți să-l începeți legat de creativitate, de inteligență, de lumină, de experiențe noi. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această schimbare care este benefică, este considerată un talisman al norocului. Această schimbare este eremitul. Eremitul este și el un nouă, deci vorbim deodată de nouă. Poate că această schimbare, care depinde numai de voința voastră, a început cu ceva timp în urmă sau ați fost declanșată pe data de 9, când voi preferați să nu ieșiți în evidență, ați preferat singurătatea, ați preferat să observați ce fac ceilalți, ce gândesc ceilalți, dar nu ați vrut să ieșiți în evidență, ați preferat să faceți un echilibru între materie, spirit și iubire, să aveți un aspect umanitar, curaj, entuziasm, generozitate, dar și să fiți totuși echilibrați în relațiile pe care le aveți. Acesta ar fi acest nou. Mediul vostru, cei care vă înconjoară, sunteți voi. Deci, mediul care vă înconjoară este sub influența voastră. Regele de cupe. Sunteți un suveran, un bărbat cu ascendent, zodie în Scorpion, un bărbat care știe cum să își controleze oamenii care sunt în jurul lui, familia, dar și prietenii, protectorii sau chiar am putea spune despre persoanele care muncesc împreună cu voi. Arătați bunăvoință,
Ceilalți trebuie să vă câștige această bunăvoință, dar trebuie să fie foarte atenți, fiindcă dacă vă rănesc, nu veți ezita să îi pedepsiți. Și este vorba de o trădare. S-ar părea că cineva din jur chiar vă trădează, aveți acest Saturn în balanță, vă aduce niște probleme, niște blocaje și aveți aici o chakra celui de-al treilea ochi în care voi vă puteți folosi intuiția, vă puteți baza pe această intuiție a voastră și pe inteligența voastră, puteți să vă asumați responsabilități, este vorba de un ochi care se află în frunte. Speranțele voastre sunt legate de un doi de monede. Vorbim de o adevărată echilibristică în echilibrarea banilor, în a ține acești bani sub control, în a vă dezvolta și a vă păstra ceva bani pentru distracție și un paș de bâte. Deci vă plac călătoriile, vă plac lucrurile noi, începute și acest lucru veți face, vă puneți ceva bani deoparte pentru ceea ce vă doriți voi. Aveți o chakră principală, deci iată că pentru voi o dorință importantă este să mergeți într-o călătorie, să mergeți în natură, să vă petreceți timpul, să vă conectați la pământ, la energia pământului, pentru a primi stabilitate, protecție, aspecte care să vă aducă siguranță sau securitate, supraviețuire. Vorbim acum de cele trei arcane care arată răspunsul final. Răspunsul final aveți aici nebunul, aveți un patru de cupe și un prinț de bâte. Deci am putea spune că voi o să încercați să vă luați o șansă, vă doriți să ieșiți din stagnare și vă doriți foarte mult această șansă. Deci vorbim de un om care ia o șansă, dar nu este pregătit pentru șansa pe care o ia, dar va spera să aibă noroc, să fie ajutat de divinitate, să fie ajutat de Dumnezeu. El este cu ochii la cer și așteaptă acest ajutor. Speră la noroc, are crenguța de vâsc în mână și nu-și asumă responsabilități, nu-și asumă riscurile. El nu ia în calcul aceste riscuri. Deci acesta este aspectul pentru voi, ce veți face până la finalul lunii. Să vedem ce se întâmplă cu acest nebun. Arată lumea, schimbarea pe care o luați. O schimbare totală, o schimbare în idei, în gândire, în creativitate, în sentimente, în relații, în energie, în vitalitate. Totul depinde de voința voastră. Aveți această protecție în jurul vostru și vă folosiți de această protecție, cu toate că voi trebuie să aveți acest dans care să vă mențină în echilibru. Această schimbare trebuie să vă mențină în echilibru. Aveți o chakră legată de chakra principală, vorbim de zona perinală, vorbim de nevoia de protecție, nevoia de a primi energie de la pământ, de a primi acest, să zicem, aspect legat de cum să spun, securitate, stabilitate, protecție și o energie care să vă ajute. 21 poate să reprezinte o dată de 21 noiembrie, când voi veți încerca să începeți ceva, să faceți un început al unui nou ciclu,
de dezvoltare, să renunțați la ceva, să iertați, să lăsați ceva în trecut prin această bunăvoință, prin iertare, și să vă folosiți creația și inteligența pentru a începe ceva nou. Aveți un 4 de cupe care arată nevoia de a primi din partea divinității acea cupă care este ascunsă, dacă o observați aici. Voi ați rămas numai cu două cupe pline, una este vărsată și visați să primiți ceva, deci să vină ceva pentru voi, ceea ce vă doriți voi. Haideți să vedem ce așteptați, dacă primim o clarificare din partea acestui tarot. Care sunt așteptările voastre? Sunt legate de acest turn. Deci voi știți că ați făcut o construcție care nu se bazează pe ceva solid. Este vorba de un 16, o dată de 16, când ceva se va nărui, ceva se va dărâma. Este vorba de Marte, care aduce acest fulger și vă dărâmă toată construcția, dar odată cu aruncarea din turn veniți cu picioarele pe pământ și veți observa greșelile, imprudențele pe care le-ați făcut. Această dată de 16 vă dă șansa să vă conectați cu divinitatea, să vedeți dezastrul, pericolul, catastrofa sau izolarea care vă poate să vină pentru voi cu această speranța voastră să primiți o cupă plină. Acest prinț de bâte arată în primul rând o persoană cu ascendent zodie în Săgetător. Avem semnul Săgetătorului, o persoană care călătorește mult, dar poate să vă aducă și o veste. Iată că aceste două arcane au căzut, da? Deci o schimbare pe care o gândiți, o schimbare care este sub semnul acestei ceacre a inimii, deci gândiți la această schimbare, dar o schimbare care să vă aducă armonie, aspecte benefice, și este ceva, un aspect mediu, nu este ceva de durată, este ceva pe moment. Și un paș de spade, această schimbare voi o vreți în fața acestui paș de spade, care poate să vă aducă aspecte foarte neplăcute. Vorbim de Soarele în Gemeni, de o persoană care poate să vă aducă inspecții, controle, verificări, aspecte nedorite, și aveți aici o ceacră principală care vă atenționează că aveți nevoie să vă împământați, să faceți o conexiune cu pământul, cu energia pământului, pentru a primi energie, stabilitate, dar și securitatea voastră, protecția voastră. Voi merge la cealaltă etalare, deci cu celălalt tarot. Acesta a fost pentru piatra verde. Voi face pentru piatra gri. Deci pentru Scorpion e luna noiembrie 2024. Cei care aveți zodia, ascendentul sau luna plină în Scorpion. Și aveți aici, vorbim de marele preot, vorbim de un 5. 5-ul arată dorința de a vă folosi inteligența, de a vă folosi de energia voastră, de vitalitate pentru a fi independenți. Dar este un moment în care trebuie să
verificați conștiința voastră, să țineți cont de aspecte legate de conștiința voastră și să nu etichetați, să nu judecați pe cei din jur până când nu treceți totul prin conștiința voastră. Deci, acesta a fost marele preot. Moartea. Poate să fie vorba și deodată de 5 când vă doriți această independență. Aveți aici pe data de 13 o finalitate. Ceva se va încheia în viața voastră. Poate fi vorba despre energie, despre vitalitate, despre o finalitate într-un proiect. Ceva se încheie. Se încheie la locul de muncă, la unde lucrați, sau se încheie o relație. Este un aspect care trebuie să vă aducă ceva nou. Vă doriți această noutate, acest aspect care să vină nou în viața voastră, și am zice că principalul aspect este 13-le, unde vă gândiți la o dată de 13, când s-ar putea să încercați să acceptați o finalitate, să vă doriți perfecțiune, dar să fie vorba și de reîncarnare, de ghinion, de realizare, de durabilitate sau chiar de moarte, regenerare. Un doi de bâte arată dorința voastră să așteptați ceva, deci așteptați un răspuns. Ați întreprins ceva și așteptați un răspuns legat de banii pe care trebuie să-i primească familia voastră pentru un proiect important pentru voi și vă distrați până atunci, participați la o petrecere, la o distracție, vă simțiți foarte bine, participați cu ceilalți la această petrecere, arătați relațiile voastre, cunoașteți, legați relații noi, dar și generozitatea voastră față poate de un paș de bâte, vorbim de o femeie sau un bărbat foarte tânăr cu ascendent zodie lună plină în berbec. Și această generozitate poate să fie și un aspect că oferiți o șansă unei persoane. Răspunsul pentru voi, stați un moment, da, așa era, ce îți poate să schimbe, cum începeți luna, trecutul, prezentul, viitorul, așa cum sunteți voi, mediul vostru, cum să spun, speranța voastră, răspunsul final și tot răspunsul final. Am putea spune în primul rând despre răspunsul pe care îl primiți la această întrebare. Este acest doi de bâte răsturnat, doi de spade, scuzați-mă, doi de spade răsturnat. Este o alegere care vă pune în pericol. Este o alegere pe care nu o vă face, dar oricum pericolul este în apropierea voastră, este un aspect nedorit. Acest doi de spade. Veți aștepta o rezolvare din partea divinității, să vedem ce primiți din partea acestui tarot. Da, deci iată, dezamăgire, izolare, căutați mai repede, am vorbit despre această izolare pe care vă doriți. Și ce poate să se schimbe este vorba de o creativitate. Această izolare va aduce o ceacră a gâtului, deci ne gândim la o conectare între
partea materială, partea de jos și partea de sus, mentalul, dar ne gândim la glanda tiroidă care trebuie să vă asigure sănătatea, un echilibru în sănătate. Și chiar am putea discuta despre asumarea unor responsabilități. Creativitatea pentru voi, acest trei de monede, poate să vă aducă o schimbare, să schimbe ceva în viața voastră. Și iată, această creativitate este legată de o inițiativă pe care o luați, o inițiativă treiul de bâte care să vă aducă o afacere la dezvoltare, la creștere, un trei de bâte și soarele în berbec. Dar și acest, am putea spune, al treilea ochi, care, chakra celui de-al treilea ochi, care este situată în centrul frunții și vă arată că trebuie să vă folosiți inteligența, intuiția, și să vă conectați la mentalul colectiv. Pentru viitor, voi aveți această mare preoteasă, care înseamnă un 2, înseamnă o dată poate de 2. În această dată, voi s-ar putea să vă gândiți la armonie, la creativitate, la intuiție, să vă folosiți de secrete și de intuiție. Și, într-adevăr, este a doua oară când apare, da, deci trebuie să vă folosiți această intuiție a voastră și să vă păstrați secretele, să nu le divulgați în fața unei persoane, o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac sau în scorpion, care va încerca să vă afle aceste secrete. Și iată, aveți chiar marea preoteasă, deci mare atenție, fiindcă acest 2, în data de 2, se va întâmpla ceva. O femeie va încerca să vă afle secretele. Trecutul pentru voi, trecutul vine cu creativitate, muncă, proiecte la care ați muncit, dar care nu v-au adus atât cât v-ați dorit. V-au adus beneficii, dar nu atât cât v-ați dorit. Am putea spune că este un moment în care veți primi rodul muncii voastre, l-ați primit, dar nu ați primit cât ați dorit. Ați promis că pe viitor veți realiza mai mult. Și iată, de fapt, nu veți realiza, aveți un 16, pe data de 16 ceva se va nărui. O construcție, o afacere la care ați muncit, ceva la care ați construit, până și o relație, nu? Se construiește și puteți să vă treziți cu ea că se năruie sub fulgerul lui Marte pe 16 noiembrie. Deci, un aspect nedorit unde puteți să vă așteptați la acest 16, poate să reprezinte dezastru, pericol, singurătate, izolare, o catastrofă. Și așa cum sunteți acum, deci prezentul pentru voi este un rege de cupe. Voi sunteți în prezent foarte activi, încercați să vă arătați protecția, să arătați bunăvoință unor persoane și sunteți sentimentali, romantici, creativi și preocupați de aceste aspecte. Va trebui să strâng ce am pierdut pe jos. Deci, să vedem ce puteți face. Apare un paj de bâte, vorbim de o relație pe care puteți să o aveți cu acest paj de bâte. Deci vorbim de un săgetător care va duce niște blocaje. Voi aici aveți Saturn, niște lecții de învățat.
poate și ale voastre, dar și ale pajului de bâte, și o ceacră, vorbim de ceacra principală, care arată nevoia de a vă conecta cu pământul, cu energia pământului pentru a primi stabilitate, protecție, aspecte care, de care aveți nevoie, supraviețuire, securitate. Viitorul este pentru voi un prinț de bâte. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, care călătorește foarte mult, poate să aducă vești, nu este o persoană agresivă, dar el de obicei aduce vești, își dorește libertatea, aventura. Să vedem, deci, iată, este o așteptare. Voi aștepta să se întâmple ceva. Acest aspect de 2 de bâte arată o așteptare și folosirea, în primul rând, a celui de-al treilea ochi, a ceacrei care arată nevoia să vă folosiți intuiția, inteligența și asumarea unei responsabilități. Așa cum sunteți voi, munciți foarte mult, sunteți foarte muncitori, depuneți efort pentru ceea ce vă doriți și așteptați o recunoaștere a muncii voastre, a eforturilor voastre. Aveți aici un 7, care poate reprezenta o zi de 7 când vă hotărâți să mergeți, să vă impuneți dorința de a ieși din stagnare, să obțineți un triumf, o victorie, cunoscându-vă drepturile și datoriile voastre, puteți să obțineți această victorie, dar trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră și de faptul că puteți să deblocați anumite situații, deci să obțineți o înlăturare a blocajelor. Un triumf asupra blocajelor. O ceacra gâtului, vorbim de nou de glanda tiroidă, deci veți trece prin mai multe momente de, eu știu, de nevoie de echilibru în sănătate, fiindcă glanda tiroidă asigură acest echilibru în sănătate și de un aspect benefic. Mediul vostru, cei care vă înconjoară, nu sunt chiar pe placul vostru, vorbim de un paj de spade, poate fi o persoană foarte tânără, o persoană care este în același timp foarte agresivă, o persoană care ridică spada, o persoană care poate să vă aducă inspecții, verificări, controle. Și iată că chiar vouă vă aduce aceste controle, avem regele de cupe, sunteți un suveran, dar trebuie să vă confruntați cu această persoană. Am putea spune că și voi s-ar putea să vă răzbunați, dar totuși trebuie să vă folosiți intuiția, inteligența, să vă asumați responsabilități, astfel încât totul să fie bine. Speranța voastră este legată de o regină de monede, vorbim de o femeie cu ascendent zodie în Capricorn, o femeie care s-ar putea să vă aducă să vă ajute cu niște bani. Este o femeie foarte creativă, o femeie care muncește, creează și obține mici venituri pe care le acumulează. Ea niciodată nu strânge averi și oricând puteți să vă bazați pe ajutorul ei, dar apare și o regină de cupe, vorbim de o femeie sentimentală, sensibilă, romantică, la fel cum sunteți și voi, da? Deci, o femeie care s-ar putea să fie un fel de rivală cu această regină de monede.
Este o femeie care știe să-și folosească intuiția, secretele și inteligența pentru a-și atinge scopurile. Rezultatul final, da, pentru voi, acest rezultat final este reprezentat de 8 de cupe, care arată nemulțumirea voastră pentru eforturile pe care le-ați făcut. Nu ați primit ceea ce v-ați dorit. Lăsați aceste eforturi cumva în spatele vostru și priviți spre viitor, dar sunteți înconjurați de dușmani, de persoane care vă doresc răul și trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră, fiindcă aveți aici o ceacră sacrală, care vă dă emoții, dar este o ceacră care guvernează sentimentele, guvernează emoțiile, guvernează creativitatea și este lotusul cu 6 petale portocalii. Legat de început, de un as de spade, de rațiune pe care vă doriți, deci sunteți într-o perioadă de stagnare unde vă doriți această rațiune, vreți această spadă să-i pedepsească pe cei incorecți, să vă ajute pe voi sau să-i ajute pe cei drepți spada. Spada este egală cu balanța cu spada, poate să aducă acea dreptate și adevăr etern. Și este vorba de un rege de bâte, un bărbat cu ascendent zodie în leu, care poate să promită dreptate, poate să arate dorința de adevăr, de dreptate și de faptul că poate să-și folosească foarte bine inteligența, intuiția și să-și asume anumite responsabilități cu această ceacră a celui de-al treilea ochi. Aici avem un 9 de cupe, arătați că vă simțiți foarte bine așa cum sunteți în relațiile pe care le aveți. Dă un aspect foarte benefic acest aspect pentru voi. Să vedem ce clarități puteți să primiți. Iată, primiți roata norocului, dar vă doriți să aveți noroc. Acest 10 arată dorința de a începe ceva, de a face ceva pe data de 10 noiembrie. Este un început nou unde vă doriți să aveți noroc, dar acest noroc nu știți dacă această roată se va roti în favoarea voastră sau nu, dar puteți să încercați ca acest noroc pe care vi-l doriți să fie să vă doriți adevărul, dreptatea, să vă doriți ce este posibil, să fiți perseverenți în această atitudine, să vă ascundeți scopurile și veți primi până la urmă cheia puterii în palma voastră. Acesta ar fi acest 10, această roată a norocului și avem din nou o ceacră sacrală, o ceacră unde trebuie să bazați pentru a avea acest noroc, independență, înțelepciune și tot ceea ce vă doriți voi la acest început. Autoafirmare, să vă stăpâniți materia, perfecțiune, putere. Aveți această posibilitate să aveți un echilibru al emoțiilor, al fertilității, al creativității și este o zonă care guvernează sentimentele și emoțiile. Aceasta a fost citirea pentru voi. Dacă vă ajută aceste citiri, puteți să ajutați canalul se dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!